Înainte de a începe vlogul, vreau să vă anunț că sâmbătă 20.02.2021 o să lansez cea mai fire piesă, Arde. Chiar o să fie fire, Arde. Nu, chiar o să fie foarte mișto proiectul ăsta și trebuie să fiți cu ochii pe canalul meu de YouTube. Îmi doresc să văd toată susținerea voastră la ora 11, pentru că atunci se va posta proiectul. E un proiect la care eu țin foarte, foarte, foarte mult, pentru că eu și Baby ne-am implicat 100% în acest proiect, dar și în proiectul Macarena, care, apropo, s-a lansat, îl puteți vedea pe canalul lui Baby. Dar cel de-al doilea proiect, piesa mea, se va lansa sâmbătă asta la ora 11. Salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog, da, ați văzut bine în titlu. O să facem un nou prank! Sunt foarte fericită pentru că nu am mai făcut de mult un prank. Iar asta este ocazia perfectă pentru că, da, este Valentine's Day, apropo, la mulți ani tuturor îndrăgostiților. Și mă gândeam să-i fac o surpriză minunată iubitului meu. Așa că, da, o să ne pilez în timp ce doarm, pentru că el acum doarme, este foarte, foarte obosit. Ieri a lansat piesa Macarena, pentru cei care nu au ascultat-o, vă invit cu mare drag pe canalul lui Baby, trebuie neapărat să ascultați piesa asta, e o piesă foarte, foarte mișto. E un proiect de suflet, la fel cum este și proiectul Arde, care încă nu a apărut. O să apară sâmbăta viitoare, pe 20.02.2021, la ora 11, pe canalul meu de YouTube. Proiectele astea două au fost în totalitate muncite de noi și ne-am implicat întru totul. Am făcut muzica, versurile împreună, ne-am filmat reciproc în vacanță în Dubai și am editat împreună clipurile astea. Eu zic că a ieșit ceva super drăguț, mai ales din feedback-ul vostru pe care l-am primit la piesa Macarena. Ne bucurăm mult de tot că apreciați munca noastră și abia aștept să vedeți și clipul la Arde și să ascultați noua mea piesă. Așa că nu uitați sâmbăta viitoare să fiți cu ochii aici pe canalul meu de YouTube, pentru că e nebunie. Chiar mă bucur că formăm o echipă așa frumoasă și pe plan profesional, dar și personal. Și că formăm o echipă așa frumoasă, am gândit să-l surprind pe iubitul meu, chiar de Valentine's Day, cu un prank. Păi, da, ce? Să-i fac eu o surpriză romantică? Să fie ceva basic? Nah, să țină minte primul Valentine's Day ca și logodiți. Adică să fie epic. Da? O să repilez în timp ce doarme. Păi de ce? Eu l-am pus să fie obosit și să se pună la somn acum. El a uitat că are o iubită crazy care, oricând, poate uite așa mintea mea să scripească și să se gândească la orice idee. Da? Asta e, baby. Îmi pare rău. Happy Valentine's Day! Vă spun de pe acum să apăsați pe butonașul de like, să dați share la vlogul ăsta, pentru că o să fie epic. Sunt sigură că o să aibă o reacție senzațională. Și lăsați un comentariu cu ce prank-uri ați vrea voi să-i mai fac lui Anto și eu o să citesc comentariile voastre și de ce nu. Poate chiar o să fac prank-urile alea. Ok, după cum v-am spus, Anto doarme acum, se odihnește, e foarte, foarte obosit, inclusiv eu sunt obosită, doar că eu i-am zis că nu vreau să mă odihnesc, că prefer să dorm seara, că dacă dorm acum ziua nu o să mă mai odihnesc seara și i-am zis că o să merg în living să mă uit la un episod din serial. Chiar asta a fost ideea, adică chiar asta voiam să fac, doar că, cum am zis, în mintea mea sclipitoare s-a produs un scurt circuit și a ieșit ideea asta nebună. Cum să-i fac surpriza asta iubitului tău de Valentine's Day? Da? Asta e. Și pentru că doarme, pentru că am stat în ultimele seri până târziu, până dimineața, să edităm împreună clipul de la Macarena, să facem colorizări, să facem toate nebuniile și așa mai departe, eu mi-am adus aminte că acum câteva zile am făcut curat prin sertar și încă mai am benzile alea depilatoare de la challenge-ul pe care l-am făcut. Atunci când greșea ceva, îi lipeam o bandă de aia depilatoare pe picior. Și ce-am zis? Să mă duc frumos să le iau,
că sunt sus, în camera în care doarme. Mă duc așa frumos, til. Le iau. De fapt, o să mă duc chiar acum. Așteptați un pic. Gata. Astea-s benzile. Am avut emoții, n-am vrut să se trezească, dar nici măcar n-am mișcat. E foarte, foarte, foarte obosit. Doarme ca un îngeraj și e neclintit. Deci sunt sigură că nu o să ne simtă. Sau dacă o să ne simtă, reacția o să fie aceeași. Adică sper să ajung să lipesc chestiile astea pe picioarele lui. Acum sper că este că mai am una tăiată așa micuță de la celălalt challenge. Ori mai fi bune chestiile astea? Da, n-are cum să nu fie. Adică... Dar de ce miroși ceara? Da, încă se lipește, e ok. Funcționează, părul o să fie smuls, cu siguranță. Mamă, deci abia știu să-i văd reacția. Zic să nu chinui prea mult, nu știu. Câte de-astea mai am? Mai am 3 de-astea mari și mai multe micuțe. Cred că tot 3 de-astea micuțe. Da, zic să nu chinui prea mult, o să le pun pe astea 3. Adică pe toate. N-o să-l chinui. Și o să intru ușurel în cameră. O să pun camera undeva unde o să se vadă toată reacția lui. Nu contează dacă vede camera din prima, dacă nu, important este să se prindă reacția. Pentru că în asta constă vlogul și asta o să fie fun. Ce reacție o să aibă el atunci când eu îl epilez în timp ce doarme. O să le pun frumos pe toate 3 pe picioare. O să văd unde atunci, la momentul respectiv. Acum sper, Doamne ajută, să pot să le pun pe toate, să nu se trezească. Deși nu cred că e foarte obosit. O să vedem. Aici am ceva emoții. După nu știu, o să încerc să-l trezesc înainte să trag de asta, pentru că nu pot să smulg cu o bandă de asta, omul doarme adânc și îl sperii, poate să aibă, Doamne ferește, un șoc sau ceva. Deci o să-l trezesc înainte să smulg una, o să-i vedem reacția și după eu pe astea două să le mai las. Și o să vedem cum reacționează, pentru că o să trebuiască să le smulgem și pe astea. E foarte frumos să ai o iubită cu idei de astea nebune, nu? Să trecem la treabă.
Ce bine. Surprize e bine. Ce surpriză? Happy Valentine's Day! Frate! Ce-mi face asta? Dormeam și eu. Surpriză! Surpriză, iubire! Ce faci cu camera? Nu mă pot cu fața asta, că am o față. Ești foarte frumos. Iar fără păr, ești... Glumești? Glumești? Frate, dă-mi naibii de treabă! Și asta e cadou meu de Valentine's Day? Da! Tu îți dai seama... Îți place? Nu mi le mai dai jos, o să ba dau cu ele. Da, n-ai cum iubire, n-ai cum, chiar n-ai cum. Au, Doamne, deci mai pot de durere! Ce sexy stai! Nu, să nu le dai jos. Ba da, le dau jos, n-ai cum, n-ai cum să stai cu ceara asta. Frate, de mi-i lipi și aici, tu știi da. Ce doare. Hai să tragem. Nu mai tragem nimic, gata. Ba da? Nu. N-ai cum să stai cu ele. De ce? Vezi ce, de ce, de vezi ce, ce trezire frumoasă ți-am făcut? De Valentine's Day, așa? Dar de ce cu, de ce cu astea? De ce nu s-a venit altceva? Să mă tunzi chel în cap. Nu știu, vrei să te tunzi chel? Zi, vrei? Stai, mă doare. Au! Aoleu, s-a lacut tot cu carne, frate. Stai, 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 ce faci? Auzi, poți să aduc și eu măcar lumina acum, dacă tot te-ai trezit, măcar pe astea două, să le trag și eu cu lumina frumoasă, că uite, mă văd întunecată. Da, acum am făcut ce vrei, că nu mai fac. Mamă, nici mai pot. Revin, mă duc singur cu vina. Superb, încântător, mai avem două. Yes. Ce zici, iubire? Stai că nu ești focalizat. Da, mulțumesc. Gata, ești focalizat. Da, mulțumesc. Ce față de obosit ai? Frate, uite cum... Mama, ai ochii roșii, te-ai speriat rău. Uite cum sunt aici, frate, mi-ai făcut cu bube, cu de-astea. Mă, iubirea mea, tu și mă doare. Scuze că te-am trezit. Așa, gen. Dacă vlogul ăsta nu face 50.000 de like-uri, nu te iert. Nu cred. Deci nu cred, trebuie neapărat 50.000 de like-uri, că altfel nu mă iart. Serios, frate, știi cât deci am dormit, cred că 7 ore în 3 zile, mă jur. Mai și puțin. Și acum când m-am pus și eu să dorm, dar ochii, să merg, are adică... ochii roșii, chiar adormise săracul și să fii trezit așa. Ce față de obosită! Că te-ai pe piesa asta ca pe Macarena. Are cap de mai Macarena! Pe Macarena. Ia zi, și arde care apare sâmbătă? E fierbinte între noi, arde. Vum, apare pe... Pe cât? 20. E bun. Uite mă, ce obosit e. Scuze, acum chiar îmi pare rău. Am băgat și cotul între coaste. Da, da, tot trebuie să dăm jos astea, mamă, să știi. Mamă, deci nu mai pot, frate, că acum sunt și tras complet. Și conștientizez mai bine durerea. Da, mă bucur că nu ai făcut vreun atac ceva, că începusem să o iau cu gânduri de alea, că cine știe ce se întâmplă în somn, de asta am vrut să te trezesc înainte. Deci a fost gândit, da? Există fete care se fac cu chestia asta mereu? Da. În fiecare săptămână? Ele suportă durerea? Nu știu de câte ori pe săptămână, că nu folosesc bezi. Și gen, ele suportă durerea asta mereu? Da, gen, durerea... Asta. Mama, mama asta a fost pusă pe os. Doamne, încă o dată repede, nu s-o sănătoasă. Dar mă iubești? Mi s-a zbârlit pielea. Mi s-a zbârlit pielea, mi-a luat carnea. Nu, cu totul. Nu mai exagera, te rog că mă faci să mă simt prost. După ce am și eu o unghie de carne, mi-o ieși și pe aia, vrei să rămân doar de oase, a? Ți-am pus o întrebare, vreau răspunsul sincer. Răspunsul sincer? Da. La întrebarea pe care mi-ai pus-o? Mhm. Nu mai cât te iubesc. Bine, mai avem una. Nu mai pot. Stai. Nu mai pot, te rog, nu putem să facem altceva, nu putem să o băgăm în apă, piarte ceva. Nu, chiar am dat prin pun. Te pare rău? Da. Săracu. Frate, chinuit de... Stai un picuț, revin, trebuie să mă încălzesc calmea că a stat un picuț pe picior până... Nu vrei să pui titlul acest clip mirific, îl chinui pe iubitul meu sau îl chinui pe iubitul meu? Te-am chinuit?
A, bila mea, cadou mai frumos nu se putea, te iubesc mult. Eu... Hai scoate și pe asta că simt că mai poți, încă mă apucă toți draci. Are you ready? Trebuie să-ți filmez fața. O să le iau ca pe unda. Și dacă viciorii nu dau like, să facă 50 de like-uri, cum e? Asta e, te-ai supărat pe mine. Dar vă rog frumos, ajutați-mă să stăm 50 de like-uri. Ai lăsat astea prin pat! Măi, Anto, măi! Oh, uite-n blana. Nu. Ai râs de durere acum? Mamă! Ce fin ești, iubire! Aoleu! Ia, dacă poți să te pui la zâmb. Vreau să fiu naș, nu fin. Ce? Vreau să fiu naș, nu fin. Se vede că te-ai trezit acum, mă, pune-te la loc să doarme, odihnește-te. Mamă, ce glume am. Antonie Pican 2021. Vreau să fiu naș, nu fin. Da, iubirea, hai odihnește-te, noapte bună. Dacă ești finuț, ești nașuț. Aha, iubirea, hai odihnește-te, te rog, se vede că ai dormit foarte puțin zilele astea. Da, zici, dacă nu facem 50.000 de like-uri, gata, m-am supărat. Frate, chiar doare rău de tot. Ăsta este părul tău. E al tău acum. Nu, pot să-l păstrez, nu mă supăr. Ce să-l fac, îl pun în ramă? Mamă, frate. E ceva, mamă, da. Frate, chiar e ceva. Hai, iubire, pune-te să dăm, chiar ești foarte obosit. Mulțumesc, iubire. Somn ușor. Mulțumesc. Acesta a fost vlogul, sper din suflet că v-a plăcut. Ți-a plăcut, baby? Da. Apăsați pe butonul de like, nu uitați. 50.000 sau mă supăr? Da. 50.000 sau se supără. Doamne, doamne, hai să strângem 50.000 de like-uri, deși cred că e imposibil, dar hai să încercăm. Știu că se poate, că sunteți cei mai tari. Share-uiți vlogul ăsta. Nu uitați să-mi spuneți acolo în comentarii cum am vorbit noi. Eu v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Data viitoare! Mua!